Întotdeauna sunt. Mihai, vreau să te întreb așa. Vrei zăpadă de 3 metri? Aș vrea. Aș vrea așa ca în copilărie. Așa, așa. Vrei cazemată kilometri? O, da, aș vrea. Așa. Vrei puțină mentă în ceai? Da, aș vrea. Mai continuă tu, Adi, mai întreabă-l și mă rog, tu. Mă poți să-l mai întreb dacă vrea o băutură cu bulei acidulată, dar ea nu se dă de sărbători, deși e tot la culoare. Avem un mesaj de la cazemate kilometri și zăpadă de 3 metri, nu? Că de la... Să fim în context. Păi da, păi ce, numai tu să faci surprize. Știi, îți dai seama, Mihai, cam despre ce e vorba? Cineva îți transmite un mesaj de sărbători, da. Acum, dintr-un loc unde a făcut fericiți mii de oameni, a fost acolo împreună cu băieții de la Radio Zoo, Orașul Faptelor Bune, un proiect absolut minunat al celor de la Zoo, și uite că s-a gândit neapărat și la tine și să-ți transmită un mesaj special de sărbători. Credeam că surpriza a fost să păi, o auzit pe zic, nu s-a terminat. E seara surprizelor aici la noi, se rostogolesc una după alta, că dacă tot nu avem bulgări, rostogolim și noi că surprize. Că bine zici. Hai da, ia ascultă tu aici. Ia să vedem. Domnule Mihai, la mulți ani. Crăciun fericit, să fii fericit, te ești pupat. Ta-ram! Vezi ce ți-am zis o how-how-how, ți-a zis Delia. How-how-how, ce are ea? Exact. Ea, exact. Nimeni. Am fost pupat de Delia, nu fiți în video și acum. Mulțumesc tare mult, Delia, zăbător frumoasă, ești pupată înapoi. Cred că ea știe admirația pe care o am pentru ea și faptul că țin foarte tare la ea. Mulțumesc, chiar m-a făcut o surpriză mare. Nu știu cum să reacționez, eu fiind așa mai timid, mă știți doar. Exact, s-a văzut că ai roșit un pic, dar e în culoarea zilelor răsura, deci e ok. Păi da, nu, da, să zic, e în regulă cu roșu acum în zilele astea. Nu ca un globuleț din brad. Da. Bine, mulțumesc, păi te lăsăm să te bucuri și tu. Te lăsăm să te bucuri și tu de... Te pupăm, o seară frumoasă. De seara, de zilele astea cu ai tăi, mai ales că a fost un an greu, a fost un an plin de încleștări și încercări și niște liniște așa prinde bine, nu? Mulțumesc și mulțumesc pentru faptul că am fost în seara asta împreună. E important pentru mine și e important ca să fiu cu voi de aici, din fața televizorului și să mă bucur de faptul că, uite, voi în seara asta reușiți să faceți... Mi-a făcut mie o bucurie și văd că faceți bucurii pe bandă rulantă. La mulți ani, sărbători fericite și vă îmbrățișez de la distanță, dar în același timp de la aceeași apropiere dintotdeauna. La mulți ani, Mihai. La mulți ani, Mihai. Să-i sărbători frumoase. Și de la Mihai la Mihai. Da. L-am urmărit cu toții pe Mihai în seriile trecute, când stătea de vorbă cu unul dintre oamenii bravi, cu unul dintre oamenii generoși, cu unul dintre învingătorii care au știut să ridice de acolo de unde l-a aruncase viața. Știi că ai văzut că uneori viața te ia așa de ceafă și zici, ia să văd, ia, dacă îți fac eu asta, tu reziști? Mihai Țăneșu, cel pe care ar trebui să-l privim de câte ori ne simțim așa, mai obosiți, exact, mai abătuți, mai îngrijorați, mai demotivați, mai devitalizați. Da. Și da, privindu-l pe el ne dăm seama, exact, frate, nu am nimic. O inspirație pentru toată lumea. Da. Mihai Țăneșu zilele astea la Oradea se bucură și el alături de prieteni, de oameni speciali, că, uite, a mai trecut o barieră și a mai câștigat încă un pas. Și pasul lui acum este spre un proiect mare. Ai văzut ce vrea să facă? Vrea să construiască un centru absolut spectaculos pentru recuperare, în care să fie folosite tot felul de terapii noi, inclusiv terapia cu animale, cu fructe, cu legume, să fie făcute tot felul de fapte bune zi de zi, nu doar acum. Există o putere aici, o putere a faptelor bune. Mm-hmm. Aș vrea să ne uităm împreună. Ne uităm împreună la mesajul pe care îl transmite Mihai Țăneșu acum de sărbători și știți că dacă vreți, puteți să-l ajutați în continuare în visul ăsta al lui, trimițând un mesaj la 844 cu cuvântul CRED, pentru ca acest centru la care el lucrează cu atâta pasiune să devină cât mai repede realitate. Mihai Țăneșu, gândul său de Crăciun.
Puterea cu toți o luăm de la Dumnezeu, dar practic prin ei îmi iau foarte multă putere și foarte multă bucurie, fiindcă ei, copiii, sunt inocenți și au foarte multă bucurie și ne transmit și nouă și împreună putem să luptăm cu toate problemele care le avem fiecare, și ei și eu. Am demarat de 1 decembrie campania Cred în Minuni. E o campanie dedicată noului complex de recuperare pentru copii cu dizabilități neuromotorii. De asemenea, va fi caritabil. Am trecut prin multe momente grele de când m-am accidentat și da, de o perioadă Dumnezeu mi-a dat bucuria aceasta prin acești copii minunați, prin prietenii mei din jur care au grijă de fundație și care au grijă de mine. Le doresc numai bucurie și să nu uite pe lângă tradiția cu Moș Crăciun, să nu uite că Crăciunul de fapt este nașterea lui Hristos. Practic este cel mai mare miracol, cea mai mare bunătate, să zic, și dragoste care s-a revărsat asupra noastră, fiindcă datorită nașterii lui Hristos, noi am avut posibilitatea de 2000 de ani încoace să învățăm să fim mai buni. De la Hristos încoace, prin pildele Lui și după aia mai departe cu toți sfinții din secolele 3, 4, 5 până cei din zilele noastre, toți au dus mai departe învățăturile lui Hristos, care cu ajutorul lor și cu ajutorul rugăciunilor ajungem să fim mai buni și practic asta avem nevoie toți, să fim mai buni, fiindcă astfel suntem și mai fericiți. Așa ar trebui să fim. Să fim mai fericiți prin bunătate, nu? Care dintre cei pe care i-ai întâlnit în anii ăștia, omul care ți-a dat așa lumină